Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă! Astăzi m-am gândit să fac o rețetă specială și foarte, foarte delicioasă, care se numește paste la cuptor cu trei feluri de brânză. Este o pastă foarte, foarte bună, are și un nume, dar eu o fac în varianta mea, care fac americanii. E un fel de mac and cheese, dar varianta rețete simple, Margaret. Da, vă salut și eu. Dar noi o facem să nu fie așa complicat, o facem mai simplă. Așa că haideți să vă arăt ce ingrediente folosim. Pentru această rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente. 250 de ml de lapte, 500 de grame de paste din astea micuțe folosim noi, dumneavoastră folosiți de care doriți. O să avem nevoie de 50 de grame de unt, 50 de grame de făină. Noi o să folosim 3 feluri de brânză, în total cam 400 de grame de brânză. Avem telemea, parmezan și baby bell. De asemenea, ca și condimente, vom folosi sare, piper, boia și puțin mărar. Și bineînțeles, 2 căței de usturoi. Acestea sunt ingredientele de care avem nevoie. Dragii mei, am pus apa la fiert. Apa deja fierbe. Am pus 2 litri jumate de apă. Uitați, punem o linguriță de sare în apă, că trebuie sare. Și acum o să punem pastele să fiarbă. Desfacem pasta și le punem la fiert. Și lăsăm să fiarbă timp de 7 minute. Poți să arăți pastele, pachetul, acum, să se vadă mai bine pentru cine e curios. Da, să le pun prima și după aia vă arăt. Am pus pastele la fier. Uitați, așa arată. Asta este pachetul. Acum amestecăm și lăsăm timp de 7 minute la foc încet să fiarbă. După 7 minute o să oprim foc, o străcurăm și o să vă arătăm. Continuăm cu brânza. Noi prezint cuțitul meu, ăsta ce am luat, uitați așa arată. Să știți că taie foarte, foarte bine calama. Bine, poate acum cât din nouă. Mai încolo nu știu, dar eu zic că asta se poate ascuți și o să taie bine, fiindcă e inox turnat. Așa că eu zic că, nu știu, o să fie un cuțit bun, care pot să mă folosesc de ea. Acum, pentru cei care nu știți despre ce este vorba, vă invităm să vizionați videoclipul Cumpărături în piață cu fiicele mele și acolo veți vedea de unde am cumpărat acest cuțit și la ce preț. Bineînțeles, cei care încă nu au văzut videoclipul. Am luat cuțitul, am luat tocătorul ăsta mic al lumirii, le folosim cam des. Îți zdrobim usturoiul, am 2 căței de usturoi care prima dată le zdrobim și după aia le tăiem foarte, foarte mărunt. Să avem gata pregătit pentru paste. Vedeți ce fain taie, taie ca lama, exact lama. Bine, acum poate de-aia că e nouă. Da, vă spun, a fost ultima bucată, nu mai a avut doamna, eu am vrut ceva mai mic. Poate o să mai ducă, de aceea cei care sunt din Arad și doresc să aibă genul acesta de cuțit, se pot uita la videoclip în piață cu fiicele mele, așa se numește videoclipul, îl găsiți aici pe pagina Mami de YouTube, dar majoritatea l-au văzut deja și știu despre ce este vorba, așa că am tocat usturoiul, așa arată, e foarte mărunt. Acum tocăm și mărarul. Eu aici am mai mult, poate nu o să le folosesc mult, dar le toc, s-am tocate. Și, bineînțeles, tocăm și mărarul, foarte mărunt. Majoritatea nu pun mărar la această rețetă, dar mama pune, nouă ne place foarte tare gustul de mărar. Dar e opțional, dacă vă place puneți, dacă nu, nu. Uitați-vă aici, într-o secundă suntem gata cu tocatul și s-a tocat foarte mărunt, care v-am spus că nu o să le folosim chiar tot, o să mai rămână ceva, dar am tocat să fie tocat
Și acum, dacă vedeți, am pregătit și brânza și am pregătit aici și răzălitoarea. Deci o să dăm brânza pe răzătoare. Ea originală. Eu o să răzălesc pe răzălitoarea asta mare. Deci începem cu prima bucățică de parmezan. Asta se răzălește cel mai greu. Atât ai de tare și așa de greu se răzălește, de nu-i adevărat. Uitați-vă aici cum arată. Dumneavoastră, bineînțeles că puteți folosi ce feluri de brânză doriți. Noi pe acestea le-am avut la îndemână, așa că pe acestea le vom folosi. Parmezan, telemea și Baby Bell. Scrieți-ne în comentarii dacă vă plac pastele cu brânză. Și mai ales la cuptor. Nouă ne plac foarte mult, în special lui Miriam. Uitați deja, asta este foarte tare, foarte bună. Asta e o brânză. Merge greu, nu? Da, foarte greu. Deci eu zic că o să mai răzălesc și pasta asta, las pe deasupra, de o să punem. Exact. Uite, asta punem deoparte și acum luăm asta. Asta o să le desfac și le pun separat. Și acum vreau să răzălesc bucata asta aici, în castronul ăsta la alt. Ne bucurăm că v-a plăcut și plăcinta cu carne pe care am postat-o. Dacă cumva nu ați văzut, de asemenea vă invităm să o vedeți. A fost absolut delicioasă. După cum se vede, am făcut două feluri de brânză, deja am răzălit. Acum fac a treilea, astea mici baby. Și răzălesc și le pun în bol să avem pregătite la îndemână, numai când merem la Araga să facem sosul. Să vedeți ce bun o fi. Sper să le încercați și voi și mă gândesc că o să vă placă dacă le faceți. O să facem un sos gen belșamel pentru aceste paste. Este un sos specific. Uitați ce fain să desfaci asta. Este într-o pungă, mă gândesc că știți, și nu mă tragi de ăsta și să desface ceara în două și uitați cum se desface. Așa. Așa. Uitați așa. Asta, bineînțeles, o să le aruncăm, dar vreau să vă arăt că și asta o să dăm pe răzălitoare, aici, pe, tot pe ăsta mare. Acum eu m-am hotărât să lucru pe ăsta mare. Știți, zice că mere mai ușor. Pe la mic mă chinui mai mult. Așa că uitați-vă aici. Vedeți? Uitați. Și așa le desfacem potate și le dăm pe răzălitoare. Deci câte pastă, cam atâta brânzeturi avem, de jumate-jumate. Deci, aproximativ, da. Adică cam atâta brânză cât pastă. Deci gândiți-vă ce cremoasă o fi și ce bună o fi. Deci, exact, dacă folosiți 500 de grame de paste, ideal e să folosiți 500 de grame de brânză. Noi avem aproximativ 400 de grame, dar ideal e 1 la 1. Dar puteți să puneți și altă brânză, nu contează ce aveți la îndemână, nu aia contează ce brânză puneți. Să puneți să fie diferit și da, cât de mult ca să aibă gust bun. Dacă vă place cu mucegai și aveți, dacă vă place altfel ce, de brânză, dar da, sunt diferite exact feluri. Sunt mai multe feluri de brânză care sunt foarte bune, gustoasă, fiecare om are alte gusturi, așa că noi folosim asta, că asta avem, e o brânză foarte bună și scumpă, nu tot timpul avem noi așa scumpeturi, așa că acum folosim că avem. Uitați-vă aici, vreau să vă arăt că le pun aici în boluțul ăsta și le strângem, nu-l aruncăm, că scumpe și puțin. Le pun tot, de cotocător, și acum strâng după masă
Așa. Și arătăm brânza. Deci, cum se vede, uitați-vă aici, am pregătit brânza, sunt trei feluri, vedeți, sunt aici. Avem și untul pregătit, avem și făina, laptele, mărarul, sare, boia și o să folosim și un pic de, ăsta e magheran. Foarte puțin, mie îmi place gustul ei. Dacă nu vă place, voi să nu puneți, să nu folosiți. Eu o folosesc că mie îmi place, e opțional. Și acum o să mergem să facem pastele și după ce am străcurat pastele, o să vedeți facem cum sosul. Preparăm, da, sosul și mai e de lucru. O să trebuiască să punem și la cuptor. Fierte pastele, uitați acum o străcurăm. O să pun și un pic de apă, nu mult. Am străcurat pastele. Am strecurat pastele, uitați, am pus și un pic de unt peste, să amestecăm, ea oricum nu se lipește una de alta, cu totuși că n-am spălat-o, n-am dat apă rece peste, dar uitați, amestecăm așa ușor, să nu se spargă, așa, cu untul, că îi dă o cremozitate și un luci aparte, așa, și acum lăsăm aici pastele până... Uitați, vedeți că ea se topește, ia, s-a topit untul deja, aici mai este un pic, așa. Lăsăm pastele să stea deoparte, deci fierbinte, până facem sosul. Să mai, da, răcește și acum las pastele deoparte și o să merem să facem sosul. Dragii mei, după cum vedeți, am pregătit aici o cratiță, am pus în ea un pic de unt să se topească, uitați așa. Aproximativ 50 de grame de unt. Și acum... punem usturoiul tocat, dar nu mult, foarte puțin, două căței de usturoi este acolo. Lăsăm un pic, foarte puțin, să iasă aroma din ea. Așa. Și după aia punem făina. Aici avem o lingură mare de făină. Așa. Care are vreo 50 de grame. Începe să prindă contur. Scrieți-ne în comentarii dacă vă place sosul bechamel. Deci am lăsat să se facă făina. Acum trebuie să dăm focul foarte încet. Așa. Și să amestecăm într-una. Uitați așa. Să nu se facă cocoloș. Am pus cei 250 de ml de lapte. Și acum așteptăm ca sosul să prindă contur, să se îngroașe puțin. Și, bineînțeles, mai trebuie să punem un pic de apă de la paste. Uitați-vă aici ce cremoasă îi. Și acum punem brânza, punem telemeaua. Așa, nu tot. Mai lăsăm un pic să punem pe deasupra. Punem o parte și din asta. Deci punem cele toate trei, da, feluri de lăsăm brânză. Lăsăm atâta pentru ornare. Cât să punem pe deasupra. Punem și asta tot. Priviți ce consistență frumoasă. Probabil o să mai punem, da, puțină apă de la paste. Apă, normal, eu am lăsat-o încet. Acum dau un pic mai tare. Și o să mai punem tăcât eu un pic de apă. Un pic și dacă mai trebuie, mai punem. Deci până facem cum ne place nouă. Bineînțeles, condimentăm imediat. Uitați, deja începe să se topească. Și acum punem condimentele. Uitați, o linguriță de sare. Punem un pic de jumătate de linguriță de magheran. Și boia. Un pic de boia.
Piper, bineînțeles, doar că mama nu vrea din cauza lui tata. Uitați, ca o linguriță mică. Dar dumneavoastră puneți și piper, că trebuie. Și amestecăm. Vezi cât de bine arată sosul. Ușor, ușor, toată brânza se topește. Sosul, vedeți, fierbe. Acum este gata, noi o să oprim aragazul, nu are cocolașă, s-o fiert foarte bine. Acum eu opresc și o să pregătim pastele în tavă. Să vede cum arată, uitați ce cremoasă îi, e subțire, dar așa trebuie să fie, că când pui peste pastă se mai îngroașă. Haide să oprim aragazul. După cum vedeți, eu am pregătit aici un bol care o să vină pus și punem în cuptor. O, aici da, avem sosul, aici avem sosul, aici avem pastele care s-o fier și am pus un pic de unt peste. Acum o să punem, uitați, sosul aici și amestecăm. Uitați ce fain e sosul de brânză, așa, uitați, așa, care le punem tot, nu lăsăm nimic. Uitați, amestecăm foarte ușor pastele cu sosul. Nu vreți să știți cum miroase, miroase absolut extraordinar. Are destul sos, dar ea trage pastele, știți că trage sosul, așa că e foarte bine, e destul, așa, am amestecat. Acum o să, eu zic că nu mai are nevoie să punem din jos, să pun un pic de ulei din jos, nu vrem să fie foarte unsuros, foarte ăsta, punem jumătate din pastă. În blid, jumătate. Atât. Mami, încearcă să-i găsească denumirea. Bol, blid, numai tavănul. Așa-i, mami? Da. Deci am pus jumătate. Mai avem aici, uitați, brânză. Avem și brânzătele mea, avem și ce vine pe deasupra. Asta, uitați, o punem așa, în mijloc, tot. Deci o să fie plin cu brânză, credeți-mă, așa și pastă n-ați mâncat. Mami. Dar nu, dar vreau să uitați așa, le punem. Și eu aici pun un pic de mărar acum. Cum am spus, e o variantă de mac and cheese a la Margaret, deci sperăm să vă placă. Acum punem pastele peste restul de paste. Tot ce avem. Golim tot, nu lăsăm nimic. Așa. Și nivelăm. Punem să se niveleze egal. Trebuie să fie acoperit stratul ăla de brânză. Să facem așa egal. Vedeți? Așa. Și acum m-a rămas, adică m-a rămas, am lăsat-o eu, parmezan, anume pentru, care punem peste, deci asta preserăm așa peste, care este foarte delicioasă, e din aia originală, din Italia, asta e foarte bună, uitați așa, am pus tot. Și o introducem acum în cuptor. O să pui și un pic de mărar peste, că arată bine. Da, spune mami când scoate să fie proaspăt, că dacă pun acum se prăjește și atunci nu-i mai aroma aia. Aia la final. O punem, dar la final. Da, uitați așa, am pus peste, nu mai avem ce să mai punem. Eu zic plin cu brânză, deci asta numai cu brânză, nu-i cu altceva. Acum o să punem în cuptor să facă, să prindă un pic, să se topească, mai bine zis. Punem la cuptor până prinde un pic de culoare pe deasupra și se topește brânza. La 180 de grade, timp de 15-20 de minute. Până când se rumenește frumos. Și când e gata, o scoatem, punem mărar și putem servi. Deci asta este pastele noastre cu trei feluri de brânză, varianta mea.
Revenim. Pastele așa arată, o să le punem pe farfurie, nu acum. Priviți cât de bine arată, nu vreți să știți cât de bine miroase. E, bine, o să punem farfurie, nu aici. O să scoatem o bucățică, facem loc așa, ca să pot să scot o felie. Presărăm și un pic de mărar, proaspăt peste. Așa. Așa. Tragem mai încoace și, cum v-am spus, o să încercăm să scoatem o felie. Acum o tăiem așa în două. Mai mică, mami, așa mare, prea mare. Nu e mare, cât să fac de mică. Wow, priviți cât de bine arată. Priviți. Cam așa arată. Eu aici am scos o porție mică, putem să facem mai mare. Este foarte cremoasă, este extraordinară. Vreau să vă arăt ce cremoasă e. Uitați-vă aici că e plin, uitați cum se întinde brânza. Uitați. Este foarte, foarte cremoasă, dar e fierbinte. Și gândiți-vă că asta trebuie să lăsăm să se răcească și după ce s-o răcit se poate și tăia. Acum, normal, ea e foarte, foarte fierbinte, nici nu putem să punem mâna. După ce se răcește, se taie ca plăcinta, credeți-mă pe cuvânt. Că ea se strânge și se întărește. Dar acum, fiind foarte fierbinte, normal că se sparmă încă. Că sosul ăla încă e fierbinte, curge din ea. Dar când se întărește, se răcește, exact ca plăcinta e. Mamă, ce gust de brânză are. Și arată foarte, foarte brânza bine. Brânză autentică. Deci zicem nu... că merită să încercați această rețetă. Deci gândiți-vă, nu este altceva decât brânză în ea. Trei feluri de brânză și numai brânză bună, de calitate. Așa că, dragii mei, încercați rețeta, că cu siguranță nu o să vă pare rău. Că e o bunătate. O bunătate. Acum, normal, o să scot și la... Mirei o porție. Uitați-vă aici. La ea punem un pic mai mult. Ați văzut că deja începe să se întărească. E fierbinte. Păi numai ce am gătat. Acum am scos-o din cuptor. Dar uitați, cum scoți ea, așa rămâne. Asta este finalul. Așa arată. Dacă vă place, încercați. Dacă nu, aveți de pierdut. Da, deci este nouă ne place foarte, foarte mult. Foarte bun. Încercați că nu așteptăm să se răcească. Aceasta este rețeta noastră. Nu uitați de like, de subscribe. Ne ajută foarte, foarte mult. Și bineînțeles că vă așteptăm data viitoare la o nouă rețetă. Vă mulțumim! Vă spunem la revedere! La revedere!